Deschidem Scriptura la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, și vom citi primele 21 de versete. Faptele Apostolilor, capitolul 2, este cuvântul lui Dumnezeu care ne prezintă ceea ce s-a întâmplat atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit din cer de la Tatăl ca o promisiune sfântă și ca o realitate binecuvântată pentru noi. După citirea acestui cuvânt din Scriptură ne vom ruga și vom cere ca binecuvântarea Duhului, lucrarea Duhului să fie în noi și între noi, pentru slava lui Dumnezeu, întărirea credinței și mântuirea altora. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Nelu Drâmbe, este la balcon în tronsonul 2 sus. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet, ca vâjâitul unui vânt puternic, și s-a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute, împărțindu-se printre ei, și s-a așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspezi în Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plini de must. Atunci, Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Domnul Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele, voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Plecăm. O zi de sărbătoare în care ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu, în cântare, în rugăciune, în cuvânt, și mulțumim lui Dumnezeu pentru tinerii bisericii, cei din fanfară, cei care au cântat în grup, să-i binecuvinteze Domnul pe toți. M-am uitat cu drag la tineri, nu le mai zic copii, care sunt în fanfară. Mi-a fost drag să-i văd cu instrumentele în mână și să știți că dacă au instrument în mână, sunt atât de ocupați. E atâta repetiție până când se vorbează și abajurul și dexteritatea și urechea și toate celelalte, să-i binecuvinteze Domnul. Aș vrea acum să facem o călătorie în timp. Să ne ducem cu 2000 de ani în urmă la Ierusalim. E sărbătoare. E una dintre cele 7 sărbători ale poporului Israel. E sărbătoarea primelor roade. E începutul verii. Și în sărbătoarea aceasta, oamenii bucuroși că Dumnezeu le-a dat belșug, le-a dat ploaie, le-a dat grâu, adună
primele roade din grâul din anul acela, fac pâine și pâinea aceea proaspătă din primele boabe de grâu din recolta acelui an este adusă înaintea lui Dumnezeu. E sărbătoarea mulțumirii. E o sărbătoare în care se închină lui Dumnezeu cu primele daruri din recolta anului aceluia. Se aduc alte jertfe. Levitic capitolul 23, Deuteronom capitolul 16 ne explică toate jertfele și toate ritualurile în sărbătoarea aceea. Istoricii ne spun că la sărbătorile acestea mari și sărbătoarea primelor roade este una dintre cele trei mari sărbători la care toți bărbații care puteau să vină erau datori să vină la sărbătoare. Istoricii ne spun că la Ierusalim, la sărbătoarea aceasta, erau între 1.500.000 de oameni și 3 milioane. Veniți din toate părțile lumii cunoscute. Imaginați-vă cum arăta Ierusalimul împânzit de milioane de oameni. E sărbătoare. Centrul sărbătorii este templul. Oamenii se duc la templu să-și aducă primele lor daruri. Acolo se aduc jertfele. Acolo sunt toate ritualurile de închinare poruncite de Dumnezeu. E dimineață. E înainte de ora 9. Și oamenii se grăbesc să meargă spre templu pentru că începe jertfa de dimineață. Și dintr-o dată se întâmplă ceva asurzitor. Din cer vine un sunet atât de puternic încât oamenii rămân încremeniți. Nu e noros, nu e furtună, nu e vânt, este doar un sunet care e atât de puternic încât Scriptura spune, oamenii au rămas înmărmuriți. Vine din cer. Și sunetul se duce înspre altă parte a Ierusalimului, nu la templu. Oamenii se duceau spre templu, că e zi de sărbătoare. Dar sunetul se îndreaptă în altă direcție, înspre o casă. Casa aceea este în altă parte a Ierusalimului. Așa că oamenii, după momentul acela de încremenire, n-au mai auzit așa ceva. Se îndreaptă spre locul de unde vine sunetul. Să vadă ce se întâmplă. Și când ajung în zona de unde vine sunetul, întâlnesc niște oameni care până atunci erau într-o casă, aproximativ 120, oamenii aceia au rămas acolo de la înălțarea Domnului și au petrecut timpul în rugăciune, așteptând făgăduința Domnului. Mulțimile nu-i cunosc. Nu știu ce s-a întâmplat în casă. Se duc să vadă de unde vine zgomotul acela, ca vâjâitul unui vânt puternic, descrie Scriptura. Ai prins vreodată o furtună în care vântul este atât de tare încât intră groaza în oase? Unii spun, le e frică și în casă, nu numai pe stradă. Unii spun, n-aș vrea să fiu singur acasă când vine o asemenea furtună. E ceva înfiorător. Așa că se duc înspre locul acela și acum oamenii aceia care au fost în casă ies din casă și are loc întâlnirea între mulțime și cei 120. Mulțimea este alcătuită din grupuri de oameni din toate popoarele din lumea cunoscută de atunci. Din toate neamurile care sunt sub cer, spune evanghelistul Luca. Sunt din vreo 16 părți ale lumii. Unii sunt evrei care locuiau în diaspora, alții sunt prozeliți,
Prozeliții sunt oameni din popoarele păgâne care au îmbrățișat religia iudaică. Ei sunt prozeliții. Oamenii aceștia vin din popoare diferite și vorbesc limbi diferite. Limba poporului unde s-au născut. Și vin înspre locul acela în grupurile lor. Parții sunt într-un grup, mezii sunt în alt grup, cei din Frigia în alt grup, cei din Arabia, cretanii, sunt grupuri și grupuri, așa cum sunt oamenii care sunt din același grup, care se cunosc, se duc împreună. Când ajung în zona unde e casa aceea de unde vine sunetul, cei 120 ies din casă și se duc înspre grupurile acestea. Și vorbesc. Și interesant că vorbesc fiecărui grup pe limba lor. Și vorbesc nu orice, nu vorbesc despre meciul pe care l-a pierdut România seară. Nu vorbesc despre vreme. Nu vorbesc despre alegeri. Vorbesc despre minunile lui Dumnezeu. Au mărturii extraordinare despre ceva dumnezeiesc. Și acum, mirarea care i-a prins atunci când a intrat groaza în ei datorită sunetului, este însoțită de faptul că oamenii aceștia care vorbesc limbile lor nu sunt absolvenți de Harvard, nu sunt absolvenți de Yale, n-au terminat studiile la Londra sau la Roma, n-au terminat nici măcar la Emanuel. Sunt? De unde sunt? Din Galileea. Acum când oamenii spun, aceștia care vorbesc nu sunt galileieni, întrebarea nu este pur și simplu retorică, ci întrebarea are un dedesubt extraordinar. În toată zona aceea a Țării Sfinte, era o zonă cea mai subdezvoltată și populată de oamenii cei mai neșcoliți. Adică oamenii cei mai inculți posibili. Știți care era zona aceea? Galileea. Galileenii erau renumiți prin faptul că nu sunt oameni educați. Nu sunt oameni care au școală. Sunt oameni simpli. Sunt oameni fără multă expunere la ceea ce înseamnă cosmopolitismul vremii. Galileeni. Mai târziu, când cei din Sanhedrin se uită la Petru și la ceilalți, se uită și sunt uimiți de răspunsurile lor, de mesajul lor. Și spun, s-au uitat la ei și erau uimiți pentru că știau oameni de rând și necărturari. Adică în traducerea, dacă face traducerea fără menajamente, îi considerau oameni agramați și idioți. Și acum se uită la oamenii aceștia, agramați, fără școală, disprețuiți de ei, care vorbesc limba acestor grupuri de oameni. Cum se explică așa ceva? Țineți cont de faptul că încă este spaima produsă de sunetul acela. Și acum este mirarea aceasta că întâlnesc niște oameni mai mult decât obișnuiți, care vorbesc limba poporului din care vin ei. Și vorbesc lucruri nemaipomenite. Așa că vor să afle explicația. Oare ce se întâmplă? Despre ce este vorba? Cum se explică toate lucrurile acestea? Așa e că și noi, când ne întâlnim cu ceva neobișnuit, vrem să primim explicație. Oare ce se întâmplă? Tu ce zici? Și oamenii încep să vorbească între ei, să ceară lămuriri. Și majoritatea aceia din oameni veniți din vreo 16 părți ale lumii n-au niciun răspuns, doar se întreabă despre ce este vorba. Numai că întotdeauna, unde sunt întrebări, există și acea categorie de oameni care sunt deștepții lumii pricepuți la toate.
Dacă e vorba de politică, sunt pricepuți la politică. Dacă e vorba de medicină, sunt pricepuți la medicină. Dacă e vorba de sport, sunt pricepuți la sport. Dacă e vorba de economie, sunt pricepuți la economie. Despre orice ai vorbi, ăștia au totdeauna părerea lor. Ați întâlnit oameni de ăștia? Pricepuți la toate. N-au nicio îndoială, au numai răspunsuri și explicații la toate. Și acolo sunt asemenea oameni cu explicații la toate. Când ceilalți se întreabă despre ce-i vorba, oare care-i explicația? Acești oameni super deștepți vin și spun, nu-i nicio mirare aici, nu-i niciun miracol, nu-i nimica deosebit aici. Dacă vreți părerea noastră, toți ăștia de acolo sunt niște bețivadi. Ăștia sunt din aia care s-au trezit de dimineață și până se deschidă ochii s-au și îmbătat. De aceea auzi tot vacarmul ăsta, toată vorbăreala asta, sunt niște bețivi ordinari. Rețineți, vă rog, tocmai s-a întâmplat ceva incredibil. Ceva care i-a încremenit prin intensitatea sunetului, ceva care i-a uimit prin ceea ce înseamnă calitatea acestor oameni și calitatea mesajului lor. Ei nu știu ce s-a întâmplat în casă. Ei nu știu ce s-a întâmplat în timpul celor 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus. Ei nu știu ce s-a întâmplat în cele 40 de zile de la înviere până la înălțare, când au stat cu Domnul și le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile, că sunt oameni care au de acum mintea îmbibată de Scriptură. Oare despre ce e vorba? Oare care e explicația adevărată a ceea ce s-a întâmplat? Înainte de a ne uita la explicația adevărată, trebuie să vă spun că Faptele Apostolilor, capitolul 2, este unul dintre textele biblice cu cele mai ciudate explicații posibile. Mai avem 1 Corinteni 12 și 1 Corinteni 14 și mai avem câteva texte din Apocalipsa cu fiara, cu 666 și cu 1000 de ani. Sunt texte la care ai o mulțime de explicații. Și în vremea aceasta de sărbătoare veți auzi tot felul de explicații cu privire la Fapte, capitolul 2. Oare care explicație adevărată? Explicația adevărată este cea pe care o dă Apostolul Petru. Este explicația adevărată din 2 motive. Unu, este o explicație biblică. Explicația pe care o dă Apostolul Petru nu este părerea lui, ci este cuvântul lui Dumnezeu care explică ce se întâmplă. 2. Explicația lui Petru este acreditată de Dumnezeu și este trecută în Sfânta Scriptură. E singura explicație adevărată. Din ce constă explicația lui Petru? Petru ia 3 texte din Sfânta Scriptură. Unul este din Ioel, al doilea este din Psalmul 16, al treilea este din Psalmul 110 și luând cele 3 texte, Apostolul Petru explică despre ce este vorba. În seara aceasta vom lua doar explicația din cartea profetului Ioel. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și a zis, bărbați iudei, și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Mai întâi, oamenii aceștia nu sunt beți. Adică oamenii aceștia nu s-au îmbătat. Este numai al treilea ceas din zi, la ei ziua începe la 6 dimineața, de fapt ziua începe seara, dar lumina începe la 6 dimineața și măsoară ceasurile nu în 24 de ore, ci 12 ore. Așa că, le spune, este doar al treilea ceas de când s-a luminat de ziua. Oamenii ăștia nu sunt alcoolici ordinari care se îmbată înainte de a se scula din pat. Oamenii aceștia sunt dintr-o altă categorie. Ca să înțelegeți despre ce este vorba, spune Apostolul Petru, e nevoie să ne întoarcem la Scriptură. Ce aceasta este, ce a fost spus prin prorocul Ioel. Adică, dacă vreți să înțelegeți despre ce este vorba,
trebuie să ne întoarcem la Scriptură, la prorocul Ioel. Și să înțelegem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în prorocul Ioel, ca să putem înțelege despre ce este vorba aici. Dar ce ne spune Ioel? Dacă aveți Scripturile, vă rog să întoarceți la cartea profetului Ioel. Dacă aveți Scripturile, la cartea profetului Ioel, și ca să nu umblăm mult să găsim cartea, este la pagina 882. Care-i profeția lui Ioel? Mai întâi, e important să știm cine a fost Ioel. Este unul dintre profeții mici. Mici nu în sensul că sunt oameni fără însemnătate, ci la lungimea cărții profetice sunt profeții mari, a căror cărți profetice sunt mai lungi, cum este cartea profetului Isaia sau Ieremia sau cartea lui Daniel, sunt Ezechiel, sunt cărți profetice care au mai multe capitole. Profeții mici sunt numiți așa pentru că au cărțile lor profetice cu un număr mai mic de capitole. Sunt cărți mai mici ca și volum. Ioel a trăit în jurul anilor 853-835 înainte de Hristos. Ca să înțelegem profeția, e important să înțelegem vremea în care trăim. A trăit. A trăit în vremea în care împăratul Ahazia a fost asasinat și în locul lui a domnit o vreme de 7 ani de zile mama lui, pe care o chema, mai țineți minte, Atalia. Atalia a fost o femeie extrem de stricată, destrăbălată, și băiatul ei a fost stricat și destrăbălat, și poporul Israel a ajuns într-o decădere morală incredibilă. O descompunere morală a poporului. Pe fondul acela de descompunere morală, de decădere spirituală, au venit niște calamități. Peste țară au venit niște nenorociri. Una dintre nenorociri a fost o secetă prelungită. Seceta aceea a pârjolit totul. În anul acela, datorită secetei, n-a mai fost recoltă. N-a mai fost sărbătoare a roadelor. Pentru că seceta a distrus totul. Nu era irigație. N-aveau Nilu. Depindeau de ploaie. Așa cum depind și în vremea noastră fermierii. Din când în când sun câte un frate fermier și îl întreb: ce face un fermier când plouă? Și îmi spune, unul dintre ei spune: frate Paul, sunt în mijlocul lanului să mă uit la recoltă și mulțumesc lui Dumnezeu că vine ploaie, dar ar mai trebui să mai plouă câteva zile, că încă nu-i suficientă umiditate. Dacă nu-i ploaie, nu-i recoltă. În vremea aceea, această nenorocire a unei secete prelungite a pârjolit totul. A doua nenorocire. Nu doar că e pârjolit de secetă. Este o invazie de lăcuste. Vine o invazie de lăcuste în valuri. Valuri și valuri de lăcuste. Și mănâncă tot. Și ce mai rămâne de la primul val este mâncat de al doilea val. Și al treilea val. Și cartea profetului Ioel începe cu aceste valuri de lăcuste și cu seceta. Și totul este distrus și nu mai e nimic, n-a mai rămas nimic. Distrugere morală. E distrusă toată vegetația. Nu mai rămâne nimica. Și pe deasupra este amenințarea invaziei unor popoare străine, război. E distrusă și societatea, și țara. Nu mai rămâne nimic. Atunci se ridică Ioel. Și din partea lui Dumnezeu cheamă poporul la pocăință. Îi cheamă să aibă o adunare sfântă de post și rugăciune. Îi cheamă să iasă mirele din odaie și mireasa, să iasă preotul din altar, să vină bătrânul și pruncul, să vină în pocăință, în sac și cenușă, să se întoarcă la Dumnezeu.
că nu e altă scăpare. Îi cheamă la pocăință, e o chemare sfântă. Și pe fondul acela, a chemării la pocăință, Dumnezeu le face făgăduințe. Dumnezeu le face promisiuni. Dumnezeu le spune, dacă vă întoarceți, dacă vă îndreptați viața, căile, atunci voi aduce ploaie. Voi aduce ploaie și pământul își va da rodul. Și voi aduce prosperitate și anii pe care vi au mâncat lăcustele vor fi ani pe care îi voi recupera în binecuvântările pe care le voi aduce peste voi. Vor fi binecuvântări materiale, va fi o refacere a economiei și poporul va începe să aibă iarăși o viață bună. Ioel le mai spune ceva. Dumnezeu nu doar că va aduce ploaie peste pământ, Dumnezeu va aduce și o ploaie spirituală. Dumnezeu va aduce o ploaie și vorbește despre revărsarea Duhului Dumnezeu ca despre o ploaie torențială. Voi aduce ceva peste popor, se va coborî din cer o altfel de ploaie. Și ploaia aceasta va da roadă în oameni, va rodi inima omului, va rodi gura omului, va rodi comportamentul omului, va fi ceva dumnezeiesc pe pământ. Pentru că se va coborî Duhul Sfânt. Voi turna Duhul meu. Și asta e promisiunea cu 800 și vreo 30 de ani înainte. Și trec sute de ani. Și în ziua aceea, ziua cincizecimii, ziua în care vin oamenii la templu cu primele pâini făcute din grâul din anul acela, se împlinește în calendarul lui Dumnezeu vremea făgăduinței. În calendarul lui Dumnezeu se împlinește vremea și Dumnezeu anunță printr-un sunet asurzitor din cer că vine ploaia pe pământ. Nu sunt nori, nu sunt tunete. E o altfel de ploaie. Voi turna Duhul meu și Ioel spune, în vremea aceea, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele, voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci, zice Domnul. Asta e profeția. Profeția spune, se va întâmpla ceva extraordinar. Tinerii, fetele și feciorii vor avea visuri, vor avea vedenii, bătrânii vor avea visuri, vor fi evenimente extraordinare, spune Ioel. Întrebare. Petru spune, astăzi se împlinește ce a zis Ioel. Întrebare. Câți din cei 120 ne spun ce au visat în noaptea precedentă? Ce ziceți? Câți din cei 120 ies să spună, păi, noi am avut vedenii, noi le-am văzut astea, vedenii. Câți dintre cei care sunt acolo spun, noi avem acum de făcut prorocii. E interesant că ceea ce spune Ioel nu este relatat în fapte când Petru spune, asta se întâmplă. Dar se contrazice Dumnezeu, una spune și alta face. Vă rog să fiți atenți. Când Ioel face profeția, Ioel vorbește în termenii în care oamenii înțelegeau modul în care Dumnezeu vorbește în vremea Vechiului Testament. În vremea Vechiului Testament, Dumnezeu vorbea oamenilor și cuvântul lui Dumnezeu spune că a vorbit în vechime părinților noștri în multe rânduri și în multe chipuri. Prin modul în care Dumnezeu vorbea în vremea Vechiului Testament, oamenilor aleși ca să transmită mesajul lui, erau aceste dimensiuni ale vedeniilor, ale viselor, ale revelațiilor profetice. Dar ce spune Ioel este următorul lucru. Când Dumnezeu va aduce ploaia aceea de sus din cer peste inimile oamenilor, va avea loc un fenomen extraordinar în care Dumnezeu va vorbi oamenilor și va fi o revărsare a cuvântului lui Dumnezeu, a revelației lui Dumnezeu peste oameni.
De aceea ne spune cuvântul lui Dumnezeu că toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum? După cum le da Duhul să vorbească. Când Duhul lui Dumnezeu se coboară, Duhul lui Dumnezeu aduce cu sine înțelegerea Scripturilor. Duhul lui Dumnezeu aduce nu doar înțelegerea Scripturilor, ci și comunicarea sau transmiterea corectă a Scripturilor. Când oamenii aceia se umplu de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, manifestarea plinătății sau a botezului cu Duhul Sfânt se manifestă în transformarea lăuntrică și în comunicarea lor, în vorbirea lor. Mai întâi și mai întâi se schimbă inima lor. Se umple de Duhul lui Dumnezeu, este controlată de Dumnezeu. Și din prisosul inimii, vorbește gura. S-au umplut de Duhul Sfânt și au vorbit despre lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Când inima este plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, gura este plină de cuvintele lui Dumnezeu. Și când cuvintele lui Dumnezeu vin, se adresează celor care sunt din toate acele părți ale lumii. Se întâmplă ceva. Începe vindecarea a ceea ce s-a întâmplat la turnul Babel. La Babel s-au încurcat limbile. La Babel s-au despărțit oamenii, s-a tribalizat lumea, s-a spart omenirea în bucăți. La coborârea Duhului Sfânt se vindecă toate aceste rupturi. La coborârea Duhului Sfânt, Duhul lui Dumnezeu nu se mai adresează doar evreilor, ci se adresează tuturor națiunilor și românilor. Slăvit să fie Domnul! Dacă ar fi fost în ziua aceea un grup de români acolo, ar fi auzit și ei în limba maicilor lucrurile nemaipomenite ale lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru spune, acum înțelegeți, profeția lui Ioel vorbește despre zilele de pe urmă. Ce înseamnă zilele de pe urmă? Înseamnă ultima perioadă a istoriei omenirii. Zilele de pe urmă este ultima perioadă a istoriei omenirii. În zilele de pe urmă, în această ultima perioadă, care începe cu moartea, îngroparea, învierea, înălțarea Domnului și coborârea Duhului Sfânt, este începutul. Acum 2000 de ani a început ultima perioadă a omenirii. Se numește zilele de pe urmă. Este o perioadă care a început și este această ploaie binecuvântată a lui Dumnezeu peste inimile oamenilor, ploaia Duhului Sfânt peste oameni, care schimbă și rodește, dă viață și dă roadă. Și oamenii aceștia încep să rodească. Dar, spune Apostolul Petru, zilele acestea de pe urmă vor culmina cu o zi și în versetul 19 spune, voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului. Vă rog să rețineți, zilele de pe urmă, la plural, ziua Domnului la singular. Perioada aceasta se va încheia cu o zi specială care este ziua Domnului. Ziua aceea de final este anunțată de semne cosmice, în soare, în lună, în stele. Și Apostolul Petru ne spune că cerurile și pământul vor arde cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură. Zilele acestea de pe urmă încep cu ploaia. Ploaia binecuvântării. Ploaia Harului, ploaia Duhului Sfânt. Și se sfârșesc cu ziua aceea înfricoșătoare. Între început și final este o perioadă. Este un interval. Intervalul acela îl știe cât de lung este doar Dumnezeu. Știți că ucenicii au fost interesați să știe când se va sfârși intervalul acela. Când se duc de la templu în săptămâna patimilor și când văd templul și Domnul Iisus le spune că va fi nenorocire și piatră pe piatră nu va rămâne, ucenicii l-au întrebat, Doamne, spune-ne
când. După învierea Domnului Iisus, când stă cu ei, ucenicii se apropie de ei și îl întreabă: Doamne, acum ai de gând? Este această dorință noastră să știm când. Și Dumnezeu spune: la curiozitatea aceasta nu vă răspund. Această decizie este doar sub autoritatea lui Dumnezeu Tatăl. Dar rețineți, va fi o perioadă și va fi un final. A început perioada cu această binecuvântare dumnezească în Hristos și Duhul Sfânt. Va încheia perioada aceasta cu ziua mare a judecății. Dar ce se va întâmpla în intervalul dintre? La ce este intervalul acela? Atunci, oricine, ce va face? Va chema numele Domnului, va fi mântuit. Este intervalul acesta al harului. Este intervalul mântuirii. Este intervalul pe care lasă Dumnezeu ca noi să ne uităm spre cer și să chemăm numele Domnului. Ce înseamnă să chem numele Domnului? Să spun: Doamne, sunt aici pe pământ, Tu ești în cer. Sfințească-se numele Tău. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, Tu ești sfânt, eu sunt păcătos. Tu ești atotputernic, eu sunt doar un pumn de țărână, un abur. Doamne, eu sunt încărcat cu toate păcatele acestea și vine ziua aceea mare. Doamne, înainte de a veni ziua aceea, Te rog, revarsă-Ți îndurarea mântuirii. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Când chemăm numele Domnului, nu este doar o lozincă. Când chemăm numele Domnului, este această dependență noastră totală de Dumnezeu, de harul Lui. Și trăim în această vreme. Când ai chemat ultima dată numele Domnului? Și când l-ai chemat, ce i-ai spus? Ne spune în cartea Geneza, în capitolul 4, când este relatată genealogia primilor oameni, ni se spune că după nașterea lui Cain și toată spița lui Cain s-a dus din rău în mai rău. În locul lui Abel, care a murit, Dumnezeu le-a dat lui Adam și Evei, le-a dat un alt copil pe nume Set. Lui Set i s-a născut și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Dar de ce atunci? Când s-a născut lui Set un copil și când a văzut cât rău este în lumea asta, când a văzut ce înseamnă societatea urmașilor lui Cain, când a văzut ce înseamnă lumea fără Dumnezeu, când s-a uitat la copilul acela plăpând și s-a întrebat ce șanse are copilul acesta să trăiască și să trăiască o viață frumoasă și să nu fie strivit de toate nenorocirile. Oare îl pot proteja eu? Oare pot face față eu la tot valul acesta de rău, de violență, de distrugere care vine pe linia lui Cain? Și Set înțelege, nu-i posibil. Dar oare n-avem nicio altă soluție? Și Set zice, ba da, avem. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Știți ce facem noi la binecuvântarea copiilor? Chemăm numele Domnului peste ei. Chemăm numele Domnului și spunem, Doamne, în lumea aceasta doar numele Tău îi poate păzi. Ai vrea să chem numele Domnului peste copiii tăi? Oare peste aceia peste care am chemat numele Domnului, mai sunt acum pe calea Domnului? Peste aceia peste care am chemat numele Domnului, ei au ajuns să cheme numele Domnului? Este vremea în care făgăduința aceasta, spune apoi cuvântul lui Dumnezeu pe Petru, este pentru voi și pentru copiii voștri și peste copiii copiilor voștri, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Este vremea harului. Atunci oricine va chema numele Domnului. Dar care este Domnul a cărui nume să-L cheme? La întrebarea aceasta răspunde Petru în predica pe care o ține și la care vom ajunge data viitoare, dacă va îngădui Domnul. Dar în seara aceasta ne oprim la acest interval al harului.
putem chema numele Domnului. Ne uităm la tinerii care sunt aici și spunem, Doamne, numele Tău să-i păzească de ce rău. Și în numele Tău te rugăm, ajută-i să cunoască mântuirea. Ne rugăm la cei care nu, ne uităm la cei care nu sunt aici prin ochii credinței, spunem, Doamne, acolo unde sunt, numele Tău să-i însoțească și să-i întoarcă de pe căile lumii. Frați și surori, sunt sute de mii de tineri ai României care sunt în robia drogurilor. Sunt sute de mii de tineri care sunt absolut nenorociți în mintea lor, în sufletul lor, în viața lor. O, Doamne, îndură-Te de copiii României. N-au nevoie de spectacole deșanțate și n-au nevoie de toate stricăciunile lumii. Au nevoie de numele Domnului. Dar știți care sunt locurile în care se cheamă numele Domnului? A trebuit să fie casele noastre și adunările noastre. Oare chiar vrem să chemăm numele Domnului? Haideți să ne ridicăm. Haideți să ne ridicăm și în rugăciune tăcută. Înalță o rugăciune și cheamă numele Domnului peste casa ta. Cheamă numele Domnului peste copiii tăi, peste nepoții tăi. Cheamă numele Tău peste cei din preajma ta. Cheamă numele Tău peste Biserica Emanuel. Cheamă numele Tău peste tinerii României, peste țară, peste lume. Cheamă numele Tău peste poporul Israel și spune, Doamne, fă să vină de la Tine vremea aceea îndurării și a mântuirii. Și dacă în mod special ai vrea să te rogi pentru cineva pe nume, să chem numele Domnului pentru cineva din casa ta pe nume, o vei putea face cu glas tare. Asta înseamnă cu glas tare. O rugăciune în care spui, Doamne, în seara aceasta, pentru că este vremea îndurării Tale, pentru că este ploaia Cerului care a venit peste pământ în coborârea Duhului Sfânt, Doamne, fă să vină și peste cutare și spune pe cine aduce înaintea Lui. Și biserica va spune amin. Și Biblia spune, dacă doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat. Ne învoim cu toții. Haideți să venim înaintea Domnului și începem din tronsonul unul de jos, apoi vom merge la balcon pe tronsoane, rugăciuni scurte, dacă vrei să aduci pe cineva înaintea Domnului, dacă nu vrei să aduci, noi ținem predici lui Dumnezeu, este vremea în care chemăm numele Lui, plecăm capetele și dacă este cineva în primul tronson, începem și ne rugăm cu glas tare.